Bătrânica și vizita lui Dumnezeu. Mai de mult trăia un om tare bogat. Avea o casă mare și frumoasă, o curte imensă și o grădină cu tot felul de flori rare. Bogatul care locuia în acea casă comanda flori rare din toate colțurile lumii, astfel încât să fie singurul care avea tot felul de flori care îți încântau privirea. Cu toate că omul bogat avea bani, bogății, haine scumpe, bijuterii deosebite și posibilitatea de a călători oriunde dorea și de a face orice îi poftea inima, el avea o mare dorință ascunsă pe care nici măcar soției sale nu i-o spunea. În fiecare seară, înainte de a se pune în pat și de a adormi, omul bogat se ruga la Dumnezeu o jumătate de oră. În fiecare seară el îi spunea lui Dumnezeu: Doamne, mi-ai dat succes, mi-ai dat bogăție, mi-ai dat o casă minunată și o soție bună, frumoasă și ascultătoare, dar în inima mea am o dorință neîmplinită. Îmi doresc tare mult să te văd. Ascultă-mi ruga cea fierbinte și îndeplinește-mi această dorință. Zilele treceau rând pe rând și se împlinise un an de când bărbatul se ruga neîncetat la Dumnezeu pentru a-l putea vedea. Într-una din seri, după ce și-a făcut rugăciunea pe care o făcea de obicei și s-a pus în pat, a ațipit și a visat că însuși vocea lui Dumnezeu i-a spus: Omule, deoarece te-ai rugat neîncetat în fiecare seară timp de un an, mâine voi veni să te vizitez. Când s-a trezit din vis, bărbatul a sărit în sus de bucurie. Și-a pus soția să facă ordine în toată casa, să gătească cele mai alese mâncăruri, iar el s-a apucat de curățat curtea, de udat florile și de pregătit totul pentru venirea lui Dumnezeu. După ce el și soția s-au terminat pregătirile, s-au pus la masa din curte și îl așteptau. În timp ce bărbatul povestea bucuros cu soția lui despre cum credea el că va fi întâlnirea cu Dumnezeu, la poarta s-a auzit un miaunat. Când a ieșit repede pentru a vedea cine era, bărbatul a văzut un pisoi murdar și flămând. S-a întors în curte, a luat repede mătura și l-a alungat de la poarta sa spunându-i: Pleacă de aici, pisoi râios! Apoi s-a întors la masă împreună cu soția. După jumătate de oră, la poarta omului se auzi un lătrat puternic. Bărbatul ieși repede la poartă, însă în fața s-a văzut un câine șchiop și slab care voia ceva de mâncare, însă ca și prima dată, bărbatul a luat din nou mătura și l-a gonit de la poarta sa. Apoi s-a întors din nou la masă. Nerăbdarea creștea în inima sa, însă știa că mai este puțin și el va vedea pe Dumnezeu în fața lui, așa cum și-a dorit din totdeauna. Pe când aștepta cu sufletul la gură, în poarta s-a bătut cineva. Bărbatul a alergat repede spre poartă, crezând că Dumnezeu a ajuns la poarta lui, însă când a deschis era un bătrân îmbrăcat în haine strențuite, cu părul nespălat, cu barba încălcită și cu o sacoșă murdară în mână. Atunci bătrânul i-a spus bogatului: Bună ziua, suflet drag! Vin de la drum lung și tare sunt flămând. Nu vreau multe. Doar un colț de pâine și o cană cu apă dacă îmi dai, sunt tare mulțumit. Atunci bărbatul nervos până peste cap i-a spus bătrânului: Pleacă de la poarta mea. Nu am pâine și nici apă. Cere de la alții. Eu aștept o vizită importantă. Pleacă mai repede, să nu te mai văd aici. Bătrânul plecă, iar bărbatul se reîntoarse liniștit la masă. Cerșetorul a văzut că lângă casa mare și frumoasă a bogatului era o colibă mică făcută din lut, cu o poartă din niște crengi de copac. A bătut la poarta acelei colibe, iar o bătrânică a ieșit afară. Atunci cerșetorul i-a spus: Bună ziua, suflet drag! Vin de la drum lung. Tare mi-e sete și foame. Nu vreau decât un colț de pâine și o cană cu apă.
Bătrâna l-a chemat atunci pe cerșetor înăuntru. Când acesta a intrat, ea i-a spus: ia loc aici. Nu am decât o turtă, dar după cum arăți, tu ai mai multă nevoie de ea decât am eu. Iar apă nu mai am decât o cană. Nu am fântână în curte și merg tare mult până la izvor, dar ți-o dăruiesc cu drag. După ce bătrâna i-a dat turta și cana cu apă, a stat de vorbă puțin cu cerșetorul, iar apoi acesta și-a luat rămas bun și a plecat. Bărbatul bogat a așteptat până noaptea târziu vizita lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu s-a mai arătat. Noaptea s-a pus în pat dezamăgit, iar în vis a auzit din nou vocea lui Dumnezeu. Atunci el i-a spus: Doamne, te-am așteptat toată ziua, până seara târziu, dar nu ai venit. Ba, am venit, dar nu m-ai primit, a răspuns Dumnezeu. Cum adică ai venit, Doamne, că eu nu te-am văzut, îi răspunse bărbatul. Am venit de 3 ori la poarta ta, dar de fiecare dată m-ai alungat. Îți mai amintești de pisoiul flămând? De câinele însetat și șchiop? Sau de bătrânul sărman care ți-a cerut o cană cu apă și un colț de pâine? Eu eram, iar tu nu m-ai primit. Dar bătrânica de lângă tine m-a primit și mi-a dăruit singura sa turtă și cană cu apă pe care o mai avea. Ochii bogatului se umplură de lacrimi și înțelesese greșeala pe care o făcuse. A doua zi, când se trezi bătrânica, casa ei nu mai era acea colibă veche și dărăpânată, ci o casă frumoasă și primitoare. În curte apăru o fântână cu apă proaspătă, iar cămara bătrânii era acum plină cu făină și cu tot felul de bunătăți. Când a văzut minunea, ochii bătrânii se umplură de lacrimi de bucurie și recunoștință și înțelesese că nu i-a dat ultima sa turtă unui simplu cerșetor, ci lui Dumnezeu. Morala poveștii: fii bun cu fiecare om și ființă pe care o întâlnești în calea ta, deoarece nu știi niciodată prin ochii cui te privește Dumnezeu.